Ce înțelegeți prin apartenență? A face parte din ceva, din un grup, dintr-o societate, ceva. Uh-huh. Eu grup, sunt familie, student, casă, pot să fiu elev, parte din familie, sau poate să fie o componentă să facă parte dintr-un obiect, de exemplu. Un sistem? Da, de exemplu, cum e roata aia, aparține bicicletei. Uh-huh. Evident, de la apartenență vine și ea, aparține cuiva. Okay, okay. Da? Nu știu neapărat dacă a fi a cuiva, aparții cuiva. Aș spune ca un fel de necesitate de a aparține unui lucru, locul în care te regăsești, ceva în zona aia. Se referă, mă gândesc, și la statutul social. Dacă îl duci până acolo, practic, poți să spui că aparții unei facultăți, unei familii, job dacă lucrezi și așa mai departe. Tocmai despre asta vorbeam. Da, pe acolo erau. Păi, mă gândesc că, în primul rând, o apartenență trebuie să aibă un sens foarte relevant la unde, la ce comunitate vrei, comunitate, exact, bun, vrei bun, să bun. Faci parte. Și la propria ta persoană. Trebuie să te cunoști un pic mai bine ca să vezi înspre ce înainte te îndrepti. Să intri, da. Exact. Da. Când ați vorbit despre comunitate, eu m-am gândit la locul, la locul în care lucrăm noi, la Mătăsării de Scrivania. Da. E o microcomunitate care aparține unei comunități mai mari. Pentru că lucrăm cu copii și implicit cu părinți. Și de la mic mergem spre, de la micro spre macro. Mai ziua, cum se numește? Montessori Transilvania. Eu, de exemplu, mă gândesc la feeling-ul ăsta de acasă. Mie apartenența mă duce cu gândul la acasă. Familie, sau? Familie, comunitate, tot ce înseamnă anturaj, să te simți confortabil. Eu o să zic grupul de inițiativă basarabeană, pentru că sunt din Republica Moldova și atunci cumva acolo e locușorul nostru în care ne întoarcem pe câteva minute înapoi în Moldova. Da. Okay. Eu cred că mă gândesc la acceptare, acceptarea diversității. Faptul că aparțin de un loc, asta înseamnă și că sunt acceptată cu cum identitatea sunteți? Mea, exact, cum sunt eu, mai diferită, mai apropiată, dar în fine, că sunt acceptată ca întregul. Și la fel cu o relație semnificativă? Da, da. Păi, na. Contează? Comunitate contează, absolut contează. Nu cred că putem să aparținem de un grup dacă nu ne identificăm cu el și dacă nu e totuși o comunitate formată. Depinde ce... Acum mă imprimați. Depinde, apartamente la un partid, la o religie, la o etnie, la mai știu eu ce. Un grup. Lăsați-mă că... Nu doriți. Apartenență, nu știu, rădăcină înseamnă și orice înseamnă pentru tine rădăcină, nu neapărat un loc anume. Poți să simți că aparții unui loc, unui grup de oameni cu care împărtășești credințe, sentimente, gânduri, valori, totul cred că include. Mă, ca să-ți spun foarte sincer ce-mi spune. Clipește prima dată în minte este clasa de yoga. Ok, uite, simțiți că acolo aparțineți. E momentan. Un loc în care mă simt bine și în care împărtășim idei comune, adică idei ce țin de pace interioară, iubire interioară, de liniște, adică un loc în care să fii tu, cred că aia înseamnă cel mai simplu. Foarte frumos. Aveți ceva de... Mă de acord, nu mă sunteți mai sunt de acord. Acord. Total de acord. Cultura orașului. Prin a cunoaște cultura unui oraș, mi se pare că astfel ajungi să aparții acelui oraș. Legăturile pe care le ai cu oamenii, în primul rând, pentru că atunci poți să numești un loc acasă și să fii, să spui că aparții acelui loc în momentul în care ești înconjurat de persoane care fac acel loc să devină acasă. Existing within a structure bigger than oneself. A community. I think of my family. Yeah. Aparții de ceva. Aparții de ceva. La familia mea, în primul rând. Că aparțin de ea. Le port numele. Sunt de acord. Total de acord.